Un mecanic de locomotivă în vârstă de 29 de ani a fost găsit drogat la postul de conducere al unei locomotive. Potrivit unor surse, în această stare ar fi condus două trenuri de călători pe ruta Buzău-Agiud. Într-o acțiune organizată de CFR Călători și Poliția Transporturi Feroviare Buzău, mecanicul a fost depistat pozitiv la cannabis. Alți doi mecanici au refuzat testarea rapidă, dar și prelevarea de probe biologice. Celor trei li s-au deschis dosare penale pentru prezența la serviciu sub influența substanțelor psihoactive, dar și pentru neîndeplinirea datoriilor de serviciu. CFR Călători anunță că astfel de controle vor continua și perioada următoare.